După moartea tatălui ei, Maya și soțul ei Robert părăsesc Londra pentru a se muta înapoi la casa copilăriei ei dintr-un oraș rural american numit Briar Glen. Casa este veche, neîndrețută și neatinsă de influențele moderne, cu o anumită greutate care se resimte peste tot. Aceasta se manifestă în Maya, care cu greu își poate ascunde neliniștea, dar Robert încearcă să o înfrunte acest nou capitol din viața lor cu un optimism forțat. Ea încearcă să-i zâmbească și asta e tot ce poate el să ceară. În timp ce Robert descarcă lucrurile lor, Maya se află într-una dintre camere. Ea trage coverul înapoi și descoperă un compartiment secret sub podea. De acolo scoate o păpușcă cu capul acoperit de o bucată de pânză de iută. În ceea ce îl privește pe Robert, el înghite în secret câteva pastile, spunându-și că este un nou început. La cererea Mayei, în acea seară, merg la barul local. Robert primește o doză specială de rachiu de casă, mult mai puternic decât era obișnuit. Toată lumea de acolo este atât de fericită că Maya s-a întors și sunt extrem de prietenoși și cu Robert. Pastorul Joseph Ellis se apropie de ei și după ce își exprimă bucuria că o vede din nou pe Maya, se uită cu multă afecțiune la Joseph, deși omul este prea amețit ca să observe. Cu asta, Joseph sublinează că este foarte, foarte încântat să-l aibă pe Robert acolo cu ei, înainte de a chema pe toată lumea din bar să închine pentru întoarcerea fiicei marelui Edgar Cartwell Eden. Dar în timp ce oamenii își ridică paharele, Robert începe să cadă de pe scaun și nu-l aude pe Joseph terminându-și fraza când spune să trăiască... Trăiască ce? Robert n-ar ști, pentru că este deja leșinat. Se trezește doar în mijlocul nopții, cu soția lui deja adormită lângă el. În mijlocul confuziei sale, aude o cacafonie de scârțituri și țipete dincolo de camera lor, așa că investighează ezitant. Robert găsește o femeie plângând. Arată fragilă. Rochea este prea mare pentru trupul ei subțiat, iar părul ei abia se mai ține pe capul palid. Îngrijorat, Robert o întreabă cu blândețe dacă este bine, ceea ce determină pe femeie să-și ridice capul și să-i dezvălie ochii albi lăptoși. Ea izbucnește într-un zâmbet murdar și cuprinde obrajul lui Robert. Ești acasă, spune ea înainte de a izbucni brusc într-un țipă. Robert se trezește cu un geamăt, iar Maya îl consolează repede. Ea explică că a leșinat în seara precedentă și că a trebuit să-l ducă acasă, ceea ce îl face pe Robert să simtă jenat. El asigură că este în regulă înainte de a se apleca să-i sărute gâtul, dar el se retrage frustrat și îi spune să se oprească. Respinsă, Maya este rănită și spune că el trebuie să înceteze să o excludă. Asta nu o va aduce înapoi pe fiica lor nenăscută. Nu mă învinovățești pentru asta, nu-i așa? Întreabă ea. Robert neagă repede și promite că are încredere în ei, la fel cum și ea o face. Cu asta, cei doi fac în sfârșit dragoste. În timp ce fac curățenie prin casă, Robert găsește o fotografie cu o Maya tânără împreună cu bătrâna oarbă din visele ei, dar ciudățenile nu se opresc aici. Merge în pod și este uimit de ceea ce descoperă acolo. Un tablou cu un bărbat cu față sumbră, care arată exact ca el. Când arată tabloul, Maya presupune că vede o asemănare, dar Robert insistă că sunt complet identici. Ea glumește că ar arăta mai mult ca el decât ar purta lentile de contact pe care le-a cumpărat și dacă s-ar încrunta. Oricum, tatăl i-a călătorit mult pentru muncă și a colecționat artă, așa că putea veni de oriunde. Pictura se numește Vizitatorul acceptă, iar în timp ce Maya se gândește la semnificația numelui, Robert pare foarte gânditor. Îngustând ochii, ea îl întreabă dacă mai ia medicamente pentru anxietate. Doctorul i-a spus că sunt doar pentru urgențe. Robert minte repede că nu le mai ia și că le-a aruncat la toaletă cu luni în urmă, dar în aceeași noapte și ia pastilele în baie. A doua zi, Robert merge la magazin. O salută pe Katie, doamna de la Tejghia, dar când îl vede, zâmbetul ei dispare. Se uită la el șocată și cu o privire de recunoaștere ca și cum ar cunoaște deja. Robert confirmă că este soțul Mayei Eden, dar nu e vorba doar de asta. Katie pare că îl cunoaște din de faptul că este soțul Mayei. Vrea urgent să-i vorbească, dar nu poate pentru că mai sunt doi clienți în magazin, iar aceștia îi zâmbesc foarte intens. E aproape neliniștitor. Așa că în timp ce îi dă un ziar, așa cum ceruse Robert, ea îl face să se aplece și spune: arta este o minciună care ne face să realizăm adevărul. Tot ce poate face Robert este să dea din cap la aceste cuvinte ciudate și criptice. Înapoi acasă, Robert greblează frunzele din curtea lor când găsește printre ele pielea năprlită a unui șarpe. În timp ce răsfoiește ziarul pe care l-a primit de la Katie, găsește o notă cu adresa unui magazin numit De la Croix Art and Antique. Vine ziua comemorării lui Edgar Cartwell Eden, iar Robert poartă costumul bărbatului a insistenței Mayei. În timpul discursului Joseph, Robert o surprinde pe Katie uitându-se la el îngrijorată, doar ca apoi să-și plece privirea când este prinsă. În ciuda disconfortului său, el continuă să asculte discursul lui Joseph, care sublinează cât de mult a iubit Edgar orașul lor și că a dat cât de mult a putut din sine. Cu toți sunt mai puțini în absența sa devastatoare, dar speranța a venit la ei sub forma Mayei și a lui Robert. Zâmbind, el îl încurajează pe Robert să se ridice și să le permită tuturor să-l admire. Oamenii din Briar Glen aplaudă cu bucurie pentru noul venit.
iar Joe se spune că deja se simte ca unul de-a lor. Prietenia intensă a oamenilor îl face pe Robert să se simte inconfortabil, dar nu spune nimic și pur și simplu acceptă gestul. Când se uită în spatele lui, Kate a dispărut deja, ceea ce îl nedumerește. Câteva zile mai târziu, el vizitează din nou magazinul pentru a vorbi cu Kate, dar ea nu este acolo. În schimb, este o femeie foarte liniștitoare și cu un zâmbet strălucitor, care pare a fi într-o transă în timp ce vorbește cu Robert. El încearcă să o întrebe unde este Kate, dar ea ignoră întrebarea lui, preferând să-și expune cât de fericită este că îl are acolo, în Briar Glen, și că lucrurile au fost infinit mai luminoase de când a sosit el. Zâmbetul ei nu se clintește niciodată și ea continuă să clipească des din gene, deși niciunul dintre oamenii din Briar Glen nu i-a făcut rău lui Robert și nici nu l-au vătămat în vreun fel. El poate simți totuși că ceva este în neregulă. Acești oameni se comportă de parcă ar fi într-o transă în jurul lui, de parcă ar fi îndoctrinat într-un cult când tot ce vrea Robert este să trăiască în mod discret alături de soția sa în timp ce își încep viața nouă. Totuși, povestea este spusă din perspectiva lui Robert. Ar putea fi percepția lui asupra orașului cea care s-a deformat? Este deja stabilit că are o dispoziție anxioasă. Ia medicamentele pentru anxietate în exces și pare să aibă o dependență de ele, având în vedere că a trebuit să-și promită că este ultima sticlă și cum le ascunde de Maya. Dar dacă există un lucru care nu poate fi interpretat greșit, este reacția lui Katie față de el. Erau cu adevărat tulburat când a văzut și chiar i-a dat adresa unui magazin de artă fără să fie întrebat despre problema lui cu tabloul. Arta este o minciună care ne face să realizăm adevărul, a spus ea. Dar ce minciună, spune tabloul vizitatorului? Ce adevăr ar trebui să realizeze Robert? În orice caz, Maya nu este nici pe departe la fel de preocupată de asemănarea lui Robert cu vizitatorul cum este el. Dintre toți cei de acolo, ea pare să fie cea mai bine adaptată. Nu este sufocantă ca ceilalți membri ai comunității, nici nu pare la fel de paranoică precum Robert și Katie. Singurul lucru ciudat pe care l-a făcut Maya a fost să vorbească cu acea păpușă ciudată acoperită cu iută pe care a găsit-o în compartimentul ascuns din podea. Ce a vrut să spună cu familie, vatră, paie, piatră, început nou? Ar putea fi vorba despre procesul prin care trece cineva atunci când se stabilește undeva nou, mai ales într-o locație pastorală precum Briar Glen. Creează o familie, ai o vatră pentru căldură și hrană, construiește o casă acoperită cu paie care în cele din urmă este întărită cu piatră. Un nou început. Lăsând asta deoparte, este clar că Maya cunoaște fiecare colț al caselor pe care pare să îl împărtășească cu Robert. Ar putea exista mai multe zone ascunse în casă și ar putea cei doi să fie și mai secretoși unul cu celălalt, având în vedere că prima scenă lor este despre cum își ascund unul altuia pastilele și o păpușă ciudată. În acest moment, Robert are mare nevoie de niște răspunsuri, așa că merge în cele din urmă la magazinul de artă și antichități de la Croix, care este situat într-un alt oraș. În timp ce se uită prin magazin, găsește un alt tablou cu vizitatorul, dar de data aceasta pare a fi un soldat confederat. Vizitatorul privește arzând. Titlul spune: dintr-o dată, o voce îi spune că tabloul nu este de vânzare, așa că Robert își cere repede scuze. Este puțin nervos, dar întreabă politicos mai multe informații despre tabloul la care femeia răspunde că era deja acolo când a cumpărat magazinul. Ea pare amuzată de el și este chiar gata să-i dea o mică lecție de istorie, deoarece multe rele s-au întâmplat în acest oraș. Dar când Margaret de la Croix se întâlnește față în față cu Robert, amuzamentul îi dispare de pe față, lăsând loc unei groaze pure. Robert crede că este doar șocată de asemănarea lor izbitoare, dar nu este vorba despre asta. Femeia teriviată promite că adevărul este cel mai mare dușman al lui. El crede că vrea răspunsul. Greșește. Ceea ce trebuie să facă este să fugă înapoi la Londra cât îl țin în picioare și să nu se mai întoarcă niciodată. Teroarea lui Margaret este molipsitoare, iar Robert nici măcar nu întreabă de ce. El se grăbește să iasă din magazin, plecând cu mai multe întrebări decât cu care a început. Când Robert ajunge acasă, este șocat să vadă aploul vizitatorului pe peretele din camera lor de zi cu zi. Maya l-a pus acolo ca o mică glumă între ei, dar el nu este deloc amuzant. Îi spune despre cel de-al doilea tablou pe care l-a găsit și despre cum Margaret vorbea de parcă îl cunoștea. Cum ar fi putut ști că este din cauza Londra? E convinsă, Maya susține că este doar din cauza accentului, dar răspunsul nu satisface deloc pe Robert. Întreba dacă crede că este cel din tablouri, el explică frenetic că nu știe ce să creadă. Toate par să arate ca el. Pe de altă parte, Maya nu împărtășește neliniștea. El crede că asta trebuie să se oprească. Chiar își dorește să fie acolo? Întrebarea îl face pe Robert să cedeze și promite că da, dar stresul trebuie să fi fost prea mare pentru el, cu mutarea și toate astea. La magazinul de antichități, o Margaret încă îngrijorată se uită la programul zborurilor către Londra când aude niște zgomote ciudate venind din afara magazinului. Oricât de tulburată ar fi, totuși merge să verifice. Totul începe cu o singură lăcustă care se izbește de fereastra ei, apoi un roi. Roiul sparge fereastra, revindicând în mod violent pe Margaret. Tot ce poate face este să țipe și să țipe, în timp ce tabloul vizitatorului rămâne neatins. Acea noapte, Robert este în baia sa și este pe cale să-și pună ochelarii, când aceștia sunt smulși brusc de bărbatul din reflexia lui. Robert respiră greu când vede un strin în oglindă și totuși împarte aceeași față, dar spre deosebire de comportamentul său modest, bărbatul din oglindă este dur, prezența sa impunătoare. Bine ai venit acasă, băiete,
spune bărbatul cu un accent sudic. Îi sparge ochelarii lui Robert și fără avertisment întinde mâna să-l prindă. Robert se trezește brusc, dar exact când credea că a scăpat de acel coșmar, își găsește ochelarii sparți pe noptieră. Deși este ciudat, nu spune nimic și își continuă ziua, luându-și pastele și punându-și lentile de contact. Robert se trezește în curând într-o transă, uitându-se la un documentar despre furnici. Acesta descrie cum muncitoarele transportă larvele înfometate pentru a se hrăni cu regina moartă, inclusiv multe care trebuie să fi fost chiar progenitura ei. Iese din trans doar când Maya apare brusc în spatele lui, surprinzându-l, dar soția lui zâmbește larg, mândră, prezentându-i testul ei de sarcină. E pozitiv. Cei doi sunt copleșiți de bucurie și se îmbrățișează strâns în extaz conjugal. Lunele trec într-un val de fericire liniștită. Robert și Maya par mai fericiți ca niciodată. O duce pe soția lui însărcinată la predica lui Joseph și la intrarea lor pastorul se oprește. Toată lumea se uită la Robert și Maya cu o speranță clară, bucurie și atenție de parcă ar fi divin. După predică, cei doi vizitează casa lui Joseph pentru a servi ceai. El face un toast pentru băiețelul lor, iar când Robert doar gustă puțin din ceai, Joseph îl încurajează să bea mai mult. El se scuză curând pentru a merge la baie, iar acolo Robert găsește o cruce răsturnată. O îndreaptă, dar când iese din baie, crucea târnă din nou cu capul în jos, ca și cum aceasta ar fi fost poziția sa naturală. În timp ce Robert încearcă să găsească drumul înapoi, de peste dormitorul lui Joseph, ceva îl îndeamnă să intre. Poate că a crezut că va găsi acolo un fel de claritate, dar singurul lucru pe care îl întâlnește este încă un tablou cu vizitatorul. De data aceasta, în America veche, vizitatorul își revendică teritoriul. Titlul spune la fel ca toți ceilalți. Subiectul arată exact ca el. Robert este pe punctul de a atinge tabloul, dar își retrage rapid mâna când Joseph apare. Se scuze imediat spunând că a luat-o pe drum greșit înainte de a trage atenția pastorului asupra tabloului. Robert nu-și poate termina întrebarea, dar vrea să întrebe dacă Joseph crede că seamănă cu el. Fără să ezite, Joseph spune că este el, înainte de a izbucni în râs. L-a păcălit pentru un minut, nu-i așa? Bărbatul din tablou este marele Alistair Edgar. Când strămoșii lor s-au stabilit pentru prima dată în Briar Glen, locul era într-o stare jalnică. Era lovit de foamete, boală, iar pierderile de vieți omenești erau imense. Dar Alistair Edgar a salvat orașul lor, a găsit o cale de a-l scoate din roi cu propriile mâini. Tabloul a fost un cadou de la Alistair pentru oraș, dar dacă îl întrebi pe Joseph, adevăratul cadou a fost chiar Alistair. Este foarte inspirat de acel tablou. Robert nici măcar nu-și poate imagina, se trezește în fiecare zi, iar primul lucru pe care îl vede este fața lui Alistair. E cadoul care continuă să dăinuiască în orice caz. Joseph spune că este timpul să o lase pe Maya să se odihnească. Conversația nu l-a luminat cu adevărat pe Robert, dar își cere scuze încă o dată pentru că a intrat în camera lui. Pastorul este rapid în a-i respinge scuzele, spunând că este binevoit oriunde. Dorește și sunt doar atât de fericiți că s-a întors. Robert o duce pe Maya acasă, femeia este de-a dreptul supărată că l-a intrat în camera lui Joseph. Robert încearcă să se concentreze asupra tabloului și sublinează că este al unui bărbat pe nume Alistair Edgar. Neîncrezătoare, Maya sublinează că Alistair Edgar s-a născut în anii 1700, totuși el încearcă să o convingă că nu a nebunit, dar conversația lor este întruptă când Maya deschide ușa casei și găsește patru broaște care îi așteaptă. În loc să fie cadoul care continuă să dăinuiască pentru Robert, tablourile sunt ciudățenii care îl țin treaz noaptea. Ceva sinistru este clar la mijloc, pentru că abia când Robert a descoperit și investigat tabloul, au început oamenii să cadă în pericol. Kate este de negăsit și Margaret este moartă. Vizitatorul acceptă, vizitatorul privește, arde, vizitatorul își revendică teritoriul. Cu contextul că al doilea tablou este al unui bărbat confederat, iar al treilea al unui bărbat care și-a revendicat pământul din Briar Glen pentru a-l modela după imaginea sa, pare că seria vizitatorului este despre un bărbat cu putere și control, bărbat cu influență. Chiar și titlul primului tablou dă aceeași impresie, bărbați care revendică comandă cu ceresc, bărbați ale căror acțiuni au lăsat o amprentă asupra timpului în care au existat și dincolo de acesta. Ce legătură ar putea avea ei cu Robert, când Robert este doar un expat englez care s-a mutat în casa soției sale? Cunoașterea lui Alistair Edgar aruncă ceva lumină asupra motivului pentru care locuitorii orașului au această reverență ciudată față de Robert. El seamănă cu salvatorul orașului, dar asta ridică și mai multe întrebări. De ce nimeni nu a exprimat confuzie sau surpriză în afară de Katie și Margaret? În schimb, oamenii l-au tratat cu o familiaritate intensă, de parcă se așteptau ca el să fie acolo, să arate ca Alistair și se bucură de asta. Cu toate lucrurile bizare care se întâmplă, e aproape ca și cum Robert ar fi privit ca a doua venire a lui Alistair. Poate chiar este, dar dacă toată lumea știe că Robert seamănă cu Alistair, atunci este ciudat că Maya nu i-a spus despre asemănarea dintre el, tabloul din casa lor și Alistair. Poate că pur și simplu este îngrijorată de dispoziția anxioasă a lui Robert, motiv pentru care este atât de respingătoare față de îngrijorările lui. Maya este și însărcinată, așa că probabil doar nu vrea să se confrunte cu un Robert agitat.
Dar ține minte că Robert a visat la mama Maiei. Asta ar putea însemna că implicarea în conspirație, oricare ar fi ea, este profundă. Într-o zi, Maia pleacă de acasă pentru a merge singură la o programare la doctor, lăsându-l pe Robert să cerceteze despre Alistair Edgar din Briar Glen, dar nu obține niciun rezultat relevant. Apoi sună telefonul, iar misteriosul apelant îl convinge să-l întâlnească afară, menționând cunoștința lor comună cu vizitatorul. În cea reticenței sale se întâlnește cu Maxwell Brown, furnizor de artă fină și antichități. În momentul în care îl vede pe Robert, Maxwell este impresionat de cât de mult seamănă cu vizitatorul. Îl convinge să urce în mașină înainte să-i vadă cineva și după ce îl duce într-un ochi izolat, Maxwell îi arată ceea ce numește seria Vizitatorul. Este o serie de fotografii ale vizitatorului care apar alături de unii dintre cei mai odioși oameni din istorie, începând cu vechiul Adolf din Germania. Există de asemenea o fotografie cu el mergând alături de Saddam Hussein, o alta cu el în Congo în timpul domniei brutale a lui Leopold, cu dictatorul cambodgian Pol Pot și în sfârșit vizitatorul împreună cu Stalin. Deși inutil să spunem, Robert este profund neliniștit, arată vizibil perturbat. Când a fost întrebat dacă bărbatul se numește Alistair, Maxwell spune că a petrecut ani de zile încercând să-i stabilească identitatea fără succes. Până într-o noapte, când a dat peste un forum online dedicat arte contemporane rare și uitate, acolo a cunoscut-o pe Margaret de la Croix. Ea, împreună cu alte persoane cu gândirea asemănătoare, au făcut progrese semnificative în descoperirea adevărului sinistru din spatele identității acestui bărbat, dar pentru asta a plătit prețul suprem. Margaret este moartă. Vestea îl face pe Robert să ezite, după care întreabă cine este acest bărbat. Este atât tu cât și nu tu, răspunde Maxwell, ceea ce îl frustrează și mai mult pe Robert, deoarece ce naiba înseamnă asta? E ca și cum ar exista două tipuri de oameni în acel oraș. Acei zâmbăreți de cult ciudați care parcă ar juca în trafic dacă asta l-ar face pe Robert să râdă și cei ca și Kate și Maxwell care par incapabili să vorbească normal când tot ce vrea Robert este un răspuns clar. Oricum, ceea ce vrea să spună Maxwell este că Robert încă își controlează destinul. El poate alege, dar alegerea sa va avea repercusiuni mai grave decât ar putea vreodată să înțeleagă. În cele din urmă, Robert îl imploră exasperat pe Maxwell să înceteze să mai vorbească în enigme și să-i spune direct ce se întâmplă. Cedând, Maxwell îi spune că acest loc nu este casa lui, că oamenii de aici nu-i sunt prieteni și că el deja știe asta. Câștigul lor nu este doar pierderea lui, ci și a întregii lumi. Apoi dă lui Robert un plic cu bani, îndemnându-l să se întoarcă la Londra sau mai bine să găsească un loc mai izolat, să folosească banii pentru a trăi o viață confortabilă, dar anonimă. Uluit, Robert raționează că nu poate să-și lase soția, nu când așteaptă un fiu. Când Maxwell realizează că Robert va avea un băiat, devine și mai solemn. El, fiul său și fiecare moștenitor de gen masculin din linia lor de sânge de acum și până în eternitate vor fi afectați de alegerea pe care o face Robert. Așa că poate pleca și să fie om bun care a fost crescut să fie sau să rămână și să ajungă într-una dintre acele fotografii. Vizitatorul este într-adevăr un bărbat cu putere și influență. El a avut un rol în unele dintre cele mai oribile atrocități ale lumii. Ar fi putut fi un diavol pe omul acestor oameni răi, ghidindu-i sau poate chiar un vestitor, un aducător de întuneric. Și cu crucea inversată care a târnat pe spatele lui Joseph, asta este foarte probabil. Este de asemenea interesant de menționat că Robert trebuia să aibă o fiică la Londra, dar Maia a A fost asta tot din cauza lui? Sunt fiicele sale condamnate să moară până când produce un moștenitor de gen masculin? Conversația sa cu Maxwell continuă să se repete în mintea lui Robert. Sunt mulți bani în acel plic. Își încearcă să-și ia pastele, dar nu le găsește în geantă. Bărbatul pare să fie în transă până la ora cinei, dar în cele din urmă îi cere Maiei să se mute înapoi la Londra cu el. În afară de picturi, ceva este în neregulă cu locul acesta. Nu se simte în siguranță. Maia este indignată de cuvintele lui Robert. El chiar vrea să plece pentru că seamănă vag cu un bărbat dintr-un tablou. De fapt, da, de când au ajuns acolo, oamenii au murit. Margaret, apoi Katie, care a fost acolo într-un minut și dispărut în următorul și nimeni nu pare să le pese. Dacă ei sunt următorii, îi împărtășește și faptul că a vorbit cu Maxwell Brown, ceea ce o enervează și mai mult pe Maia. Maxwell este faimos pentru că este nebun. În plus, ce se întâmplă cu ea? Acesta este locul ei și pentru prima dată în viață ei începe să se simtă așa. Nu va renunța la asta din cauza unei iluzii. Când Robert ripostează că nu este o iluzie, devine tăcut când Maia varsă flaconul său de pastele pe masă. Poate se întoarcă la Londra, dar va pleca singur cu asta. Maia pleacă. Un Robert înfrânt își petrece restul nopții scrind nume de băieți până adorme. Curând se trezește de sunetul unui copil plângând, iar când urmează zgomotul o găsește pe Maia cu vizitatorul. Ea leagănă un copil rostind cuvintele familie, vatră, paie și piatră. Un nou început. Vizitatorul așează un aranjament de paie pe fața bebelușului înainte ca el și Maia să împărtășească un sărut. Robert îi privește până când în cele din urmă se trezește lângă Maia, care dormea. Incapabil să se întoarcă la somn, merge în camera bebelușului și privește cu drag obiectul
obiectele de acolo. Apoi merge la baie să-și privească reflexia și când se găsește doar pe el însuși, Robert decide să arunce în sfârșit pastilele. Poate că mai are dreptate, trebuie să se concentreze pe ei, nu pe acele picturi sau pe orice conspirație ar plănui. Robert se întoarce în birou, dar spre surprinderea lui, lista cu nume de bebeluș a dispărut. Apoi observă că are un mesaj vocal de la Maxwell, care îi spune că a primit mesajul lui Robert. Va merge la locul întâlnirii lor așa cum i s-a cerut, dar nu poate rămâne mult, având în vedere de ce sunt capabili acești oameni. În cea confuzie crescând, Robert merge la locul întâlnirii lor mai devreme, dar spre groaza sa îl găsește pe Maxwell mort și crucificat pe o creangă. Pe piciorul lui se află lista cu nume de bebelușa lui Robert, dar cu numele Lucian scris cu sânge peste ea. Fără să piardă timp, Robert se grăbește înapoi la casa lor și o caută frenetic pe Maya. Aproape calunecă pe compartimentul secret din podea și găsește păpușa de bebeluș în interiorul acestuia. Pe lângă păpușă găsește și o fotografie a vizitatorului care ține un băiețel în brațe. Robert este îngrozit, dar și mai rău. Își dă seama că este cealaltă jumătate a celelalte fotografii pe care a găsit-o. Se grăbește în sufragerie. Ia fotografia cu Maya și mama ei și o asamblează împreună cu cea a vizitatorului. Exact cum și-a închipuit, este o fotografie de familie. Nu m-ai iubit niciodată, ar spune Maya din spatele lui. Voia un fiu, avea nevoie de un fiu. În cele din urmă, Maya dezvăluie cine este bărbatul din fotografie. Este Edgar Cartwell Eden, tatăl lor. Adevărul este că Robert a fost răpit când era bebeluș. Răpitorii săi s-au dus la Londra și au găsit o familie departe de Eden într-o încercare de a rupe ciclul. Robert pare că este la capătul puterilor, abia capabil să proceseze ce spune soția sa, ceea ce spune sora sa, dar reușește să ghicească vorbește despre Maxwell și Margaret. Maya confirmă acest lucru printre altele, dar au primit tot ce meritau. Robert cere să știe dacă i-a ucis, dar Maya doar zâmbește în timp ce dezvăluie că el a fost cel care i-a ucis. Acelea nu au fost coșmaruri pe care le-a avut. De fapt, Robert a avut pierdere de memorie și se trezea ca vizitatorul. Punea apelul costumului Edgar și ucidea oamenii care încercau să-l îndepărteze. A adus un șarpe în camera lui Katie, ucigând-o. A eliberat roiul de lăcuste asupra Margaretei și l-a crucificat pe Maxwell. Tulburat, Robert refuză să creadă ce spune Maya, dar ea îi spune doar să înceteze să mai lupte. Este un purtător de lumină, un vas pentru o putere mai mare, la fel ca toți primii născuți de gen masculin din familia lor, de când Alistar și-a sacrificat linia de sânge pentru oamenii din orașul lor. Fața zâmbitoare a Maiei se crapă când, frustrată, îmi spune că a fost trimisă în lume ca o fetiță doar pentru a-l găsi și a-l aduce acasă. I-a luat ani de zile. A sacrificat atât de mult pentru familia lor, chiar și în Londra, când trebuiau să aibă o fiică și a provocat singur un avort spontan pentru că știa că el avea nevoie de un băiat. Acesta este ultimul strop pentru Robert. Într-un acces de furie, încearcă să sară asupra ei doar pentru a cădea brusc la pământ din cauza durerii. Acest lucru o încântă pe Maya, deoarece realizează că a încetat să-și mai ia medicamentele. Ierburile încep să-și facă efectul. Robert poate în sfârșit să facă tranziția. Când omul copleșit își pierde cunoștința, mintea îi fuge la momentul în care a întâlnit-o pe Maya. A fost într-un pub din Londra. Ea s-a așezat lângă el întrebând dacă localul vinde plăcintă cu pecan. A fost o întâlnire simplă, dar deja simțea o scânteie cu ea. Era acum femeia de care s-a îndrăgostit dă naștere în mijlocul unui ritual. Într-un loc întunecat, iluminat doar de lumânări, oamenii din Briar Glen cântă. Familie, vatră, piatră, începe din nou, în mod repetat. Oamenii cu mâși de paie dansează ciudat pe cântările lor în timp ce vocea puternică a lui Joe se vorbește peste ei. Începeți din nou când își ia tronul, frați și surori. Suntem salvați. Linia de sânge Eden va fi în sfârșit restaurată. El prezintă cu umilință trupul lor ca o jertfă vie pentru cel care a venit la ei în timpul lor de voie și le-a oferit putere, scop și speranță. Acum invocă pe domnul lor să-l pregătească pe Lucian, el din cel mai pur sânge Eden să-și împlinească destinul așa cum a fost prezis în profeția finală. Este ceasul final, ceasul în care domnește întunericul. În mijlocul mulțimii de trupuri care se mișcă în ritmuri nebunești stă Robert. Fața lui este acoperită de o mască din paie și poartă costumul tatălui său. În mintea sa, Edgar îl întâmpină acasă înainte de a-i striga în față. Chiar minte că Maya să nască își amintește că a fost trimis de tatăl ei ca un copil, complet singură, doar pentru a-și aduce fratele acasă și acum totul s-a terminat. A îndeplinit datoria. Când Lucian dă naștere în cei din urmă, Joseph îl întâmpină ca aducătorul de lumină, domnul focului și sângelui. Îl îndeamnă pe Robert să-și crească moșenitorul, astfel încât când va fi pe patul de moarte, Lucian să poată deveni el și să completeze lucrarea domnului lor întunecat pe pământ. Scoțând masca de pe față, Robert se apropie de Alan, de copilul său, în timp ce adoratorii săi îl îndeamnă să ia tronul. Așteptarea lungă s-a terminat. Lucian este ultimul din linia sa, alesul. În timp ce zboară bebelușul și cordonul umbilical în fața Maiei, Robert acum a devenit complet tatăl său. Și toți bărbații care au fost înaintea lui se apropie de ea cu un zâmbet pe buze. O mai amețită, dar fericită, îl privește intens înainte de a tăia cordonul umbilical cu proprii dinți. Încet, Robert îl ia pe Lucian de la Joseph, acceptându-și astfel locul de drept ca Robert Eden. După încercare, se trezește singur în patul său. Se îmbracă în costum și se apropie de Maya, care leagă pe micuțul Lucian. Dar, surprinzător, Maya este acum doar o umbră a ei înșiși.
Pielea ei nu are culoare, iar ochii arată la fel ca cei ai mamei sale. Stă într-o mișcare absolută în timp ce Robert îi spune că pleacă și că o va vedea peste câteva zile. Apoi ia un tablou împachetat, îl pune în mașină și pleacă prin oraș. Oamenii, adoratorii săi, adepții săi devotați, îi fac cu mâna în timp ce îi scanează numele, aproape oferindu-i dragostea și pe ei înșiși. El merge mai departe, călătorind într-un alt loc doar cu tabloul Sodor, pentru a sedi semințele pentru ceea ce urmează. Un nou regat, un nou început, un nou Eden. În cele din urmă, efortului Katie, Margaret și Maxwell au fost în zadar. Ei luptau o bătălie pierdută de la început. Poate aceea nu au putut să-i vorbească deschis lui Robert, pentru că acum, cum spunea Margaret, adevărul este dușmanul său. Chiar și vagul lor criptic au reușit totuși să trezească vizitatorul din Robert, ceea ce a dus la moartea lor nefericită. Licoarea de lună, ceaiul, alcoolul. Robert a avut probabil ierburi despre care vorbea Maya. A băut licoarea de lună cu câteva zile înainte de a le ucide pe Katie și Margaret și a băut ceaiul lui Joseph înainte de a-l crucifica pe Maxwell. Oamenii au murit încercând să oprească vinirea lui Lucian, dar au fost neputincioși în fața voinței lui Eden. Acum un fiu pur sânge al lui Eden, ai cărui părinți provine aceeași linie de sânge sinistră, așteptând să-și revendice tronul, având în vedere miile, dacă nu milioane de vieți pierdute de mâna predecesorului său. Lucian va duce cu siguranță lumea la sfârșit și o va modela după chipul său, purificând-o până când va atinge ceea ce este destinat. Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil dacă Maya nu ar fi traversat continente când era copilă, dar pentru a-l aduce acasă pe fratele și a-l face pe soțul ei. Este regretabil că ar fi avut șansă să trăiască liberă cu Robert, dar era prea îndoctrinată de cultul lor, prea disperată după un loc în familia tatălui ei. Era așa cum a spus, casa a început să simtă ca un cămin abia acum. Avea un scop clar, iar odată că acel scop a fost îndeplinit, mai a fost redusă la umbră, la fel ca mama ei. Ea este ca regina moartă din documentarul pe care l-a văzut Robert. Trupul era lipsit de viață, dar puii se foloseau de ea pentru viață, pentru hrană, iar acum ea există doar pentru a se îngriji de viața pe care și-a sacrificat propria viață. Când despre Robert, el s-a așezat confortabil în rolul de vizitator, știe care este scopul său, acționează în consecință, iar oamenii îl venerează pentru asta. Deși a fost crescut să fie un om bun, natura lui a ieșit la suprafață din cauza tuturor celor care s-au luptat să o scoată la iveală. Și acum iată-l, urmând pașii predecesorului său, în timp ce își cară tabloul și se îndreaptă spre un nou oraș pe care vizitatorul îl va cuceri.